Eu nu am mai înțeles cum obțineți informația asta. Nu plătiți nimănui? Oamenii de bună credință vă oferă informația? Sunt foarte mulți oameni care o fac în majoritatea cazurilor prin intermediul rudelor. Vă dați seama, când am văzut eu odată, odată chiar am fost șocat. Deci a venit chiar o bunică, avea peste 70 de ani. Eram sigur că a venit să o ajut cu ceva, că, mă rog, asta era întrebarea principală la majoritatea persoanelor. S-a înscris la primire oficială în primărie, domnule, de acolo multă lume o așteptat. Nu vă spărați de la mine, stai cu mine, vreau să discut singur, îmi dă un stic. Nepotul a transmis ceva tare important și o zis și mă, noi doi, poate. Când am deschis sticul acasă, m-am făcut alt față. Zic, bună bunică și îmi pare rău, acum chiar dacă mă vede această bunică, sau mă vede nepotul care a trimis bunica, vă rog ieșiți la legătură măcar bunica să mai vezi, vii bunelă, că adică trebuie să avem o continuitate. Asta pe bune, da? Ce era acolo? Ceva compromițător? Despre niște scheme de contrabandă în proporții deosebit de mari. Deci prelungirea la ceea ce eu am ieșit în public, dacă nu greșesc, la Cozer, la jurnal, cu contrabanda de țigări și au văzut, zic, nepotul a zis că ieși și încă matale n-ai. Uh-huh. Adică a rămas cum, chiar le mulțumesc la ce, adică asta înseamnă, Dorin, sunt persoane care nu sunt de acord cu ordinele ilegale, cu tot ce se întâmplă. Asta cum spun unii judecători. Zic, Renat, noi nu suntem fanații lui Maia Sandu, dar cât era guvernul Sandu și erau în coaliție cu socialiștii nicătând atunci, cu ei plăcea, cu noi plăcea, noi n-am avut niciun ordin să facem mișmașuri când, spre exemplu, se repartizează printr-un program special dosarele la un judecător sau la altul. Noi n-am avut, nu că ordin, nici rugăminte de genul ăsta n-am avut în lunile astea. Cât și acum au revenit. Acum au revenit. Eu aici am înțeles cu această bunicuță și probabil sunt și alți oameni care au starea asta de spirit. Dar cum, domnule Usatăi, cum obțineți informații din interiorul a ceea ce se întâmplă în președinție? Nu, asta deci deja asta este eu nu cred că nu plătiți nimănui pentru ca să obțineți informații. Nu, dar haideți altfel. Vă dați seama că Dodonul lucrurile astea le vorbește cu anumite persoane. Exact. Da? Prima. Două, mai există și alte variante. Eu, pur și simplu, acum n-a să dau niciun indiciu. N-a să dau nici o indiciu, nici o săgeată, că Dodon las lucreze sănătos, dar vă spun eu că... Păi, dar eu nu înțeleg, nu faci nimic, nu încearcă să limiteze numărul de oameni cu care comunică, asta e foarte straniu. Când a ieșit eu cu stigările, în aceea dimineață a ieșit Dodon la 7, directorul SIS-ului, cum îi spune talentatul ăsta nostru, că el oleacă e pro-american, oleacă e de-amă e pro-Dodon. Îmi scap și mie numele, nu știu. Nu ieșit din cap... Directorul SIS-ului, așa cum era, opărit, fript, era pe foaie de bală. O ieșit la lucru în 20. Cum Usatăi are scrisoarea lui către AZP, unii el spune că e contrabandă în proporții îndeosebit de mari și trebuie de oprit companiile astea care fac contrabandă în Transnistria.